M-am gândit să vă propun un demers care noi numim travaliul de doliu sau despărțirea de o persoană. Este un procedeu prin care, într-un fel sau altul, ne despărțim, ne desprindem la nivel subtil, la nivel energetic, la nivel emoțional, de o persoană care a plecat din viața noastră. A plecat fizic, prin moarte, sau a plecat fizic prin a ne părăsi, a plecat în altă țară, a plecat în alt spațiu, sau a plecat doar emoțional. Acest demers își are rolul și pentru o relație care încă funcționează, pentru că prin acest demers ne despărțim de suferința dintr-o anumită relație, curățăm o anumită relație. Asta nu înseamnă că nu vom mai rămâne în relație cu persoana respectivă. Dimpotrivă, calitatea relației se va îmbunătăți. Haideți să vedem cum se face. În primul și în primul rând, luați o foaie de hârtie. Trageți o linie verticală. În partea stângă, aduceți-vă aminte de tot ceea ce v-a fost rău în acea relație, de toate momentele neplăcute și dureroase. Și notați. În partea dreaptă, notați momentele frumoase, momentele minunate, momentele în care ați fost plin de bucurie. Apoi, închideți ochii și lăsați ca în fața ochilor minții dumneavoastră să apară persoana cu care vreți să faceți acest demers. Începeți și-i vorbiți, spunându-i că a venit momentul ca fiecare să meargă pe drumul sufletului său, că îi dați voie să meargă pe calea sufletului său, iar dumneavoastră vă luați libertatea pentru a rămâne și a merge pe calea sufletului dumneavoastră. Spuneți acelei persoane că îi dați voie să plece cu toată suferința pe care ați trăit-o în relația cu ea și vorbiți de momentele pe care le-ați scris în partea stângă a paginii. Apoi, continuați spunând că veți păstra toată bucuria care v-a adus-o atâta timp cât ați fost în relație. Și vorbiți de momentele despre care ați scris în partea dreaptă. Următorul pas este iertarea. Cereți iertare pentru tot răul pe care l-ați făcut, conștient sau inconștient, cu vorba, fapta sau gândul, acum sau altădată. Iertați acea persoană pentru tot răul pe care vi l-a făcut. Iertați-vă pe dumneavoastră pentru tot răul pe care l-ați făcut acelei persoane. După care cereți, rugați. În cine credeți dumneavoastră, în viață, în existență, în Dumnezeu, să vă ajute pentru a curăța relația cu acea persoană? Pentru că a face ca acea relație să fie doar bucurie și lumină. Următorul pas este să vizualizați legăturile care sunt între dumneavoastră și acea persoană. După ce ați vizualizat aceste legături, începeți să vedeți cum aceste legături se desprind de acea persoană și vin spre dumneavoastră. Este ca și cum v-ați aduce înapoi acasă ceea ce este al dumneavoastră. Este o formă de a tăia legăturile invizibile prin care sunteți legați cu acea persoană. Următorul pas este să-i dați voie acelei persoane să plece din spațiul dumneavoastră mental și emoțional. Și acest lucru puteți face în mai multe modalități. Puteți vedea cum persoana se întoarce și pleacă. Puteți vedea cum se luminează imaginea sau cum se stinge imaginea. Puteți vizualiza cum persoana se dezintegrează sau orice altă modalitate prin care îi dați voie acelei persoane să plece din spațiul dumneavoastră mental.
Acum fiecare veți decide cum să personalizați acest demers. De fapt, vă veți desprinde de ceea ce a fost neplăcut, de ceea ce este obsedant și veți păstra bucuria și fericirea care ați trăit-o împreună în acea relație. Făcând acest demers, vă veți aduce aminte cu drag și cu bucurie de acea persoană, chiar dacă împreună cu acea persoană ați trăit la un moment dat și momente dureroase. Prin acest procedeu, acele momente se vor estompa și se vor vindeca. Ce vreau să vă spun este că nu este suficient să-l faceți o singură dată. Este un demers care vindecă mintea, sufletul și ființa. Sunt Nușa Bugeac, psiholog și psihoterapeut.